Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Interlocutor inteligent și ingenios, dacă te-ai născut pe 3 noiembrie, lucrezi grozav într-o echipă. Iubești efectele vibrante și fiorii, iar personalitatea ta energică, irezistibilă câștigă cu ușurință atenția celorlalți. S-ar putea să fii încăpățânată și neîngrădită în ceea ce privește ideile tale, dar îți place să împărtășești cunoștințe și informații cu oamenii cu care vorbești, deși cauți o poziție în care este posibil să influențezi ascuns ceea ce se întâmplă, cifra 3 din data nașterii te direcționează în prim plan. Ești un adevărat luptător, care arată persistență și rezistență remarcabilă, indiferent de ceea ce faci. Ești condusă de spiritul concurenței și chiar dacă te contestă ceilalți, te străduiești să-ți atingi propriile obiective. Ideea necesității de a-ți îmbunătăți poziția și de a ocupa un loc mai înalt ți se pare completă naturală. În situații dificile, de obicei ai sânge rece, deși alții simt clar potențialul tău exploziv. În momentele de risc, ești calmă de moarte, ceea ce însă nu este bun pentru adversarii tăi. Atacul vrăjmașilor tăi, fie că sunt bărbați sau femei, poate deveni complet nemilos. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, eficiență, hărnicie, pasiune, rezonabilitate, sursa ideilor noi, autocontrol. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice. Curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți-asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală, guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial, planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru sentimentul posesivității, precum și pentru lipsa unei sentimente de armonie în sine ești un scorpion atipic. Reprezentanții obișnuiței zodie se caracterizează prin alegerea unei astfel de poziții sociale, care se permite să aibă o influență ascunsă asupra oamenilor și evenimentelor. Tu ești dornic de partea din fața scenei. Te caracterizezi prin două calități în același timp, incontinență și capacitatea de așteptare. Prima apare atunci când cineva din afară încearcă să-ți conteste inocența. Abilitatea de așteptare este o tactică tipică a scorpionului atunci când este necesar să utilizeze situația în scopuri proprii pentru a obține beneficiul maxim. Tu poți aștepta. Nu-ți place graba și ești întotdeauna sigură că timpul este de partea ta. S-ar putea părea altora că manifestă indecizie, dar în realitate aștepți doar momentul cel mai potrivit pentru a începe acțiunea. Prin urmare, ai rare ori riscul de a pierde din cauza unor pași impulsivi sau prematuri. Tactica ta poate lua adversarii prin surprindere, dar nu din cauza surprizei sau intuitivității tale, ci datorită calculului corect. Desigur, nu-ți place să pierzi. Dorința ta maniacală de a fi în față te poate costa prea mult dacă norocul nu este de partea ta. Se întâmplă ca un val de eșecuri de natură financiară sau emoțională să-ți îndepărteze puterea morală, dând naștere la disperare, iar în cazuri extreme, o tendință la suicid, aici trebuie să accentuez, este doar o tendință, și nu trebuie interpretată altfel, prin urmare, nu ești doar învingătoare, ci și suferindă, te poți îndepărta adânc de propriile nenorociri, te retragi din tine însăți ceea ce alții vor ghice doar la o privire extrem de atentă. Pe de altă parte, când ai o bună dispoziție, de obicei datorită succesului tău, poți deveni sufletul societății. La o creștere emoțională, ești chiar capabilă să devii impetuasă și imprevizibilă. Ai o capacitate mare de concentrare, precum și un grad ridicat de dezvoltare fizică și mentală, dar adesea limitezi expresia sentimentelor tale. Ești capabilă să ridici un zid în calea celor care încearcă să pătrundă gândurile și sentimentele tale cele mai interioare, opunându-te oricărei invazia unei zone profund personale. Mai mult, te poți raporta la alții cu simpatie și căldură, aprofundând de bună voie problemele altor oameni. Îți face adesea dușmani și nu numai datorită tacticii militare sofisticate, dar și datorită tendinței tale speciale de a te distra de ceilalți, ești destul de capabilă să-ți distrugi verbal adversarul. Este necesar să înveți să restrângi natura agresivă a personajului și să-ți exprimi emoțiile mai armonios și mai calm. Pentru dezvoltarea personală și spirituală, trebuie să-ți reprimi intoleranța și să înveți să ierți, te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale. Ești încrezătoare în sine, manipulatoare, pasionată, înțeleaptă, atrăgătoare. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu uiți de aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 3 noiembrie soarta ta? Ai o mare forță și, în toate eforturile, arăți perseverență. Dorința de a merge înaintea celorlalți în toate te obligă să depui toate eforturile pentru a-ți atinge obiectivele ești încrezătoare că meriți o poziție mai bună și reușești aceste lucruri cu toată puterea. Pericolul trezește în viața ta toate rezervele tale interne, mintea ta funcționează clar calculând de toate opțiunile, deși în exterior poți părea calmă și rece. Intrând în lupta cu inamicul, indiferent de sexul lui, nu cunoști mila și îl distrugi. Ești destul de răbdătoare și așteptarea nu-ți provoacă niciun inconvenient. Tu crezi că acțiunile întreprinse în grabă vor duce la un rezultat eronat și preferi să calculez totul în amănunt. Prudența ta poate părea teamă, dar în realitate aștepți doar momentul potrivit. Datorită acțiunilor planificate cu exactitate, practic nu riști nimic și aproape întotdeauna alege o cale sigură. Acest lucru se dovedește a fi o surpriză completă pentru concurenții tăi, care nu te iau în calcul și în consecință, sunt învinși, orice înfrângere proprie produce o lovitură puternică asupra mândrii tale, în urmărirea victoriei, poți merge prea departe, iar în caz de eșec, rezultatul poate fi dezastruos. Nu reușești să înduri consecințele prăbușirii materiale sau ale devastării spirituale. Viața ți se pare lipsită de sens. Norocul nu este întotdeauna în sprijinul tău. De obicei, nu-ți place să-ți exprimi deschis sentimentele și nu îi lași nici pe cei mai apropiați în spațiul tău personal. Cu toate acestea, asculți cu bunăvoie plângerile și morturisirile altor oameni. Ai o inimă sensibilă și plină de compasiune. Ar trebui să renunți la obiceiul tău de a ridiculiza totul, descriind cu exactitate deficiențele prietenilor tăi. Aceasta duce la o reacție negativă a celorlalți și le subminează încrederea. Dragoste și compatibilitate. Ești capabilă să te concentrezi și ai un potențial fizic și mental mare, dar ești jenată să-ți exprimi sentimentele și nu ești pregătită să spui lumii despre dorințele tale cele mai interioare. Dacă personalitatea ta este supusă oricărei cercetări, atunci arăți o rezistență încăpățânată. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau Taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multă decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, Dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea-prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rară ori lungă și de durată cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești un jucător de echipă, un interlocutor ingenios, inteligentă, orientată spre cooperare, ești energică și sociabilă, tu gravitezi până la efecte speciale. Îți place să impresionezi. Poziția prioritară pentru tine este în centrul atenției. Dar nu vei provoca scandaluri dacă acest loc va fi luată de un membru al echipei mai de succes. Ești pregătită să-ți aperi dezinteresat propriile idei. Dar, în același timp, ești disponibilă pentru a împărtăși cunoștințe cu membrii echipei, grupuri social. În orice caz, te manifesti ca un luptător. Ai o putere remarcabilă. Perseverență. Te îndrepți rapid spre obiectiv. Abilitatea de a lucra eficient în echipă te ajută în implementarea celor mai complexe proiecte. În ceea ce privește domeniile de activitate profesională, profesiile care necesită scrupulozitate, pedanterie și atenție nu sunt cele mai bune pentru tine. Nu-ți plac lucrurile monotone. Sănătate și boli. Două lucruri reprezintă un pericol pentru tine tendința de a suferi și suprimarea emoțiilor. Ambele sunt pline de tulburări psihice, boli psihosomatice. În plus, tendința de a suferi se poate transforma în probleme fizice reale. În depresie și deznădejde poți uita de nevoia de a mânca. Ca urmare, gastrită și alte boli gastrointestinale. Cea mai vulnerabilă parte a corpului tău sunt intestinele. Ferește-te de apariția neoplasmelor. Trecerea periodică a examenelor profesionale vizate te va ajuta la reducerea riscului de invaliditate și deces. Se poate dezvolta un și ulcerul peptic. Ador să și de regulă, nu acorzi atenție excesului de greutate, consumând mult alcool și grăsimi, până când începi să suferi de consecințele grave ale acestor abuzuri. Prin urmare, Trebuie să-ți reglezi dieta sau să alternezi plăcerea cu activitatea fizică, destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o natură voinică, convingătoare, decisivă, a intuiție puternică, asta te ajută să fii mereu la momentul potrivit în locul potrivit și să nu ratezi o șansă fericită. Aceste lucruri îți permit întotdeauna să te deplasezi în direcția corectă, obținând un câștig ai un flair special care te ajută să eviți multe necazuri. În sectorul financiar, ai noroc, banii curg către tine din toate părțile. Sfaturi pentru tine. Nu-ți place și nu știi să pierzi. Pierderea este un stres grav, învață să nu fii supărată. Suferința și resentimentele vor dispărea dacă le lași să plece. Încearcă să nu acumulezi nemulțumiri. Prea multă negativitate nu va duce bine. Încearcă să nu rămâi inactivă și nu vei avea timp să te gândești la cât de nedreaptă este viața, ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică, dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv, dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul, nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, Poți părea oarecum țumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde, un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.